Am încercat de ieri să-l îndrept și nu s-a îndreptat. Nu. Și la Enel, deci nu stăm la discuție. Nu. Somat? Da. Pericol de electrocutare? Pe asta e de... Ia uite, putrez. Mental începem să facem curat. Vedeți cum este aici, e în regulă să nu... Vă place aici piațeta asta? Ceva nou? Ceva nou după 60 de ani de crucificat. Doar de 60 de ani? Dar vorbim peste 4 ani, domnul Piedon. Păi da, vedeți, eu... Să vedem ce se întâmplă. Doamnă, eu vorbim... Doamna a așteptat de 60 de ani și îmi spune că acum a văzut ceva nou. Păi aici era WC-ul public. Pe vremea când eu eram copil, aici era WC-ul public. Vedeți? Două, și e primăvară, acum în primăvară am aranjat, face toate calea Rahovei frumos. Era, da. Și tot toate care. Da, ușor, ușor. În două săptămâni și o să vedeți. Ușor, din primăvară va începe în puternic. Sănătate! Doamne ajută! Locul este aici, în locul de vis-a-vis. Da. Este foarte frumos, vă felicit pentru mandat. Cum facem cu locul de parcare? Este o mare problemă și știți prea bine ca și mine, raportat la suprafață, fizic nu se pot dezvolta aceste parcări decât pe vertical. Adică unde găsim, de exemplu, în spatele dumneavoastră, în spatele blocului, unde găsim un loc de, eu știu, 300-400 de metri pătrați, un P+4, P+5, ca să facem parcă. Asta e problema. Asta e pe termen lung, vă dați. Nu, imediat se face, adică de la demararea licitației până la execuție, aceste parcări se fac maxim 6 luni de zile. Sunt bucuroasă să vă cunosc și mă bucur că ați ieșit primar. Am și eu o mică rugăminte. Vă rog. Locuiesc pe strada Caporal Preda. Și oamenii vin să facă curățenie, să măture. Pe Caporal Preda numai până la numărul 5. Unde-i boxa? Eu stau la numărul 2. Și avem acolo și parcare, și bloc, și... doar că este după colț. Și acolo nu vine nimeni să măture. Este foarte murdar. Și asta se întâmplă de când sunt toți primarii. Că vin până la numărul 5 cu mătura și apoi se duc pe... Uite aici, ia spuneți-i, vă rog eu frumos, și să dați în lucru direct ce spune doamna pentru salubrizare. Domn primar, noi ce facem? Sunt 3 locuri de parcare. Taxiuri? Taxiuri, da. Suntem... Toți suntem de cartier de aici. Bun, dăm soluție, zi-mi soluție repede. Să vă spun o soluție. Se poate face de aici stația de mașină mutată mai sus de autobuz și se poate face stație de aici de 8 locuri, 10 locuri. Poliția comunitară... Astea dubele, ia vină, mă, dubele, unde-i mă, dubele astea ce caută aici? Lucrează aici, are lucrare aici. Să ducă, bă, după colț cu ele, dar să lasă, bă, să lucrăm o plăcu, că este carosabilul. Știți că am vorbit... Unde-i circulația, domnul Chioran? Cheamă o mașină de circulație să degajeze. Am găsit soluția, uite cum... Iar pe două puteți vă salut. Da. Uite, am găsit soluția. În afară de mașina poliției care mi-o poate pune nu știu unde, oriunde, acolo nu-s parcate pe două rânduri, chiar pe două rânduri. Deci 4-6, care cât 4-6, stau în permanență taxiuri la așteptat. Da? Am înțeles. Deci acolo rămân, după ce au plecat, acolo stați. De acolo va fi stația voastră până găsim soluția, da? Prima dată stați numai acolo și lăsați două mașini aici. Restul amendați. Și dacă e una în spate, dacă e una în față. Da. Deci avem două și cu 4-6 la permanență. E ocupat acolo Chioran. Da. Mai au voie două aici. Mai vine cu a treia, l-amendez pe al treilea. Am înțeles. Da. Sănătate. Că tot discutați despre locurile de parcare a taximetriștilor. Noi rezidenții de aici am tot făcut sesizări cu privire la mașini abandonate, nu la altceva. Am început ridicarea. Păi chiar aici, uite că e și domnul de la local. Domnul Chioran. Da. Sunt aici 3-4 mașini abandonate. Noi am început de două zile ridicarea mașinilor abandonate. Nu am numere de matriculare de un an de zile. 330 de mașini în tot sectorul, domnul primar. Bun. Se vor ridica toate, dar... Se poate cu prioritatea astăzi, nu astăzi, zile. Zile. Aici sunt mașini fără numere de matriculare. Luni dimineață. Am făcut sesizări de un an de zile. Acum, dați-mi adresă, nu? Vă pot arăta și pe mail. Scrieți numărul meu de telefon și mă sunați luni de dimineață. Dumnezeu v-a scos înaintea. Dar sărâna. Ce, mamă? Ce spuneți? Cel mai bun primar. Cel mai bun primar. Nu, e, mamă, suntem oameni, e cu toții. Muncitor.
făcut de centru cultural. Deci aici probabil e traseul lui Brâncuș și al lui Eminescu. Uite-te și tu ce e aici. Domne, centru s-a înființat cultural special pentru a face alei. Deci aici s-au făcut alei care sunt în proiectul de la Centru Cultural Ștefan Iordache. Deci așa cultură e cea mai bună cultură. Betonul e cea mai bună cultură. Aici poate fi o cultură de ciuperci ceva. Se poate face, dar nici de cum. Că nu, fără... Și pază, ia vină mă și la pază. Vă salut! Domnul primar! Vă salut, să trăiți! Bătaie, pe asta mă uit, bătaie de joc, bani aruncați! Știți că am stat de vorbă la... Da. Bani aruncați! Aici se face cultură, aici e cultură, probabil ăsta e microfonul, de vorbeau la microfon. Dumnezeu, că măcar... A? Veneau și spuneau, uite bă cum se face cultura! Deci, acest par s-a făcut prin Centrul Cultural Ștefan Iordache. Ștefan Iordache, din luna martie. Păi da, domne, dar cum să facă cultura, ce are cultura cu betonul? Domnul primar, aplicați-vă de treabă, faceți că... Ne ocupăm. Vă salut, poftă bună. Mulțumim, poftiți la masă. Cine? Sunteți aici, paznic? Da. De unde sunteți, tată? De la Nicomar. Nicomar Securi. Și dumneavoastră? Tot la fel, dar uite, te-am pus sub aici. Poftă bună. Nu-i problemă, dar cum e aici în par, domnule? Cam rău. Pe două de tot. A? Cam rău. Salariile vi le-ați luat? Nu ne le-a dat de două luni de zi. De ce? Pentru că mi-a semnat de... Cine? Primarul. Adică eu. Banii vi le-am dat, domne. De când de-a dat? Ce-am zis? De două săptămâni, de când am venit eu primar. Exact, ce ți-am spus. Domnul Piedone, primarul? Da, uite, da. Eu sunt. Să trăiți sănătate, vă dea-ți mea sănătate. Bine că ați venit și ne-ați amințat. Nu s-a dat din septembrie, nici pe septembrie n-a luat. Acum două săptămâni am dat bani, am semnat pentru Nicomar, nu știu cum se numește, toți banii. Toți i-aveau de dat, v-ați dat. Da, mâncam acum. Nu-i problemă. Și aici așa vă ține în condițiile astea? Da, aici trebuie să fie două de astea, dar zic că una nu mai aduce că... Uitați-mă că le avem aici, dar... Nu-i problema, dar așa, să mâncăm cu așa, așa vă ține oameni buni. Da, așa, astea, condițiile mai trebuie. Nu e, domnule, nu ne dă, nu ne dă. Nu vă dă măști de la Nicomar? Nu, nici apă pe căldură când a fost atunci, nu ni s-a dat nimic. Nu vă dă nimic, nu? Absolut nimic. Deci amenzi la societate. Da. Chemat, luat.